Viața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Înțelepciune! Din faptele Sfinților Apostol citire. Să luăm aminte. În zilele acelea, unii din restul fariseilor care trecuseră la credință s-au ridicat și au grăit: trebuie să-i tăiați împrejur și să le porunciți să păzească legea lui Moise. Atunci apostolii și preoții s-au adunat ca să cerceteze acest lucru. Și după multă cercetare s-a sculat pre Petru și le-a spus: bărbați, frați, voi știți că din primele zile Dumnezeu m-a ales dintre voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, Cel ce cunoaște inimile, le-a dovedit aceasta, dându-le Duhul Sfânt. Ca și nouă și prin credință, curățind inimile lor, între noi și ei n-a făcut nicio deosebire. Acum, deci, pentru cei ispitiți pe Dumnezeu și vreți să puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi n-am putut să-l purtăm, ci prin harul Domnului nostru Iisus Hristos, credem că ne vom mântui ca și aceia. Atunci apostolii și preoții cu toată biserica au hotărât să aleagă bărbații dintre ei și să-i trimită la Antiohia cu Pavel și cu Barnaba. Pe Iuda cel numit Barsaba și pe Sila, bărbați cu vază între frați, scriind prin mâinile lor acestea. Apostolii și preoții și frații, fraților dintre neamuri care sunt în Antiohia și în Siria și în Cilicia, salutare! Deoarece am auzit că unii dintre noi, fără să fie avut porunca noastră, venind v-au tulburat cu vorbele lor și au răvășit sufletele voastre, zicând că trebuie să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Noi am găsit de cuvință adunați într-un gând ca să trimitem la voi bărbați aleși împreună cu iubiții noștri Barnaba și Pavel, oameni care și-au pus viața lor pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Drept aceea am trimis pe Iuda și pe Sila, care vă vor vesti și ei cu cuvântul aceleași lucru. Pentru că s-a părut Duhului Sfânt și nouă să nu vi se pună nicio greutate în plus în afară de cele ce sunt necesare.
Deci cei trimiși au coborât la Antiohia și adunând mulțimea au predat scrisoarea. Și citind-o s-au bucurat pentru mângâiere, iar Iuda și cu Sila, fiind și ei proroci, au mângâiat prin multe cuvântări pe frați și i-au întărit.